Sclavii negri se ascund în mlaștină pentru câteva zile pentru a scapă de cruzimea săcălaviei. Totul a început la o plantație sebumbac deținută de un bărbat pe nume capitanul John Lyons, un mercenar bogat ce avea sute de săcălavi. Unul dintre acesta se numește Peter, care într-o zi a fost nevoit să se despartă de familia lui, deoarece a fost vândut într-un comerț cu sclavi al guvernului, pentru a ajuta la construcția șinelor de tren. Tristețea și teama au cuprins familia lui Peter, în timp ce poliția a venit și l-au luat pe sus pe bărbat. În timp ce erau încătușați în lanțuri, prizonierii viitori sâcălavi, să călavi, li s-a spus să-și continue drumul, cu capul plecat. Ofițerii tratau să călavi precum câinii, ce erau nevoiți să se supună, dar Peter nu arăta nici cea mai mică frică, aștepta momentul în care să-și câștige din nou mândria atitudinea lui îi provoca pe restul săcălavilor să acorde atenție tuturor mișcărilor lui. La scurt timp, apare un bărbat pe nume Fesel. Era cel mai crunt conducător al scavilor, ce reușea mereu să-i vâneze pe săcălavii mereu fugari. Unul dintre săcălavii, pe nume John, a fost dovada cruzimii lui Fasel, iar Peter a fost martor. John avea corpul plin de lovituri, vânătăi, răni și a fost pus în mijlocul săcălavilor pentru a oferi un exemplu tuturor. Peter i-a încurajat pe toți să-și păstreze credința în Dumnezeu și nimeni să nu fie cuprins de frică. Dar cuvintele acestuia l-au enervat pe John, deoarece nu credea în puterea lui Dumnezeu, având în vedere suferința și chinul prin care a trecut întreaga lui viață. Într-o zi, președintele Americii, Abraham Lincoln, plănuia să desfințeze actul săcălaviei, Auzind asta, Peter a simțit nevoia de a lupta pentru dreptul lui. Nu se mai temea de stăpânul lui, făcându-le pe acesta să-l implice pe fasel, ce-a făcut viața lui Peter și mai mizerabilă, îl tortura și l-a făcut animalul său de companie, fără să arate respect sau drepturi pentru el. Acest tratament al lui fasel l-a făcut pe Peter să plănuiască o evadare, într-o zonă în care trupele lui Lincoln elibera călavi. Într-o zi, în timp ce muncea, un săcălaf a căzut la pământ inconștient, iar unul din ofițeri i-a spus lui Peter să-l arunce pe acesta într-o groapă destinată sclavilor. Aparent, ofițerul intenționa să-l ucidă pe Peter, dar, văzând că viața lui este în pericol, a ripostat și l-a învins pe acesta. Peter, urmat de John și alți doi sclavi, Gordon și Thomas, au fugit prin pădure doar pentru a realiza că sunt prinși într-o mlaștină de crocodili. Thomas nu a îndrăznit să treacă mlaștina, iar asta l-a făcut pe Fasel să-l prindă, iar după ce săcălavul i-a spus acestuia destinația lui Peter, Fasel l-a lăsat să treacă mlaștina, dar din nefericire, a murit mușcat de crocodili. Între timp, Peter, John și Gordon se ceartă și decid să se despartă. Astfel John a luat drumul cailor, Gordon drumul mlaștinii iar Peter a mers în adâncimea pădurii. Decizia lor de a o lua pe drumuri separate era pentru a-l deruta pe Fasel și oamenii lui. Peter a realizat că sângele ce îi curgea din rană îi va ajuta pe câinii lui Fasel să-l găsească, astfel decide să se furișeze în curtea unor oameni, să facă rost de o bucată de material pentru a-și pangaja rana. Din nefericire, proprietarii l-au prins pe acesta în acțiune și au sunat un clopot pentru a semna la locația săcălavului. A fugit din nou în pădure, în timp ce își acoperea rana, pentru a opri sângerarea, apoi a luat bucata de material plină de sânge și a pus-o într-unchiul unui copac uscat pentru a-i distrage pe câinii lui Fasel, iar apoi s-a ascuns în mlaștină. Dar la scurt timp după ce Fasel a plecat, un crocodil îl ia prin surprindere și îl trage în apă, dar din fericire s-a putut lupta cu acesta și l-a învins cu ajutorul unui cuțit pe care îl avea după ce s-a simțit în siguranță, a avut grijă de scurgerile de sânge din corpul lui. Cei acopereau corpul, dar fără să realizeze, o parte din sânge a ajuns pe frunzele copacilor. A doua zi, Fasel a vânat un crocodil din locul unde a găsit pânza acoperită cu sânge, a despicat burta crocodilului, dar nu a putut găsi rămășițele lui Peter, iar în final a realizat că fugarul l-a păcălit. Într-o noapte, a fost un moment când Fasel vorbea despre copilăria lui, a fost crescut de o doică de culoare, ce era drăguță și chiar se împrietenise cu băiatul acesteia. Dar tatăl lui i-a spus să nu se apropie prea mult de oarece oamenii de culoare. Întotdeauna vor încerca să domine totul, odată ce vor avea ocazia. Vorbele tatălui său l-a făcut pe acesta să-și omoare prietenul și a crescut ca și vânători de sclavi. Pentru a evita să fie depistat de fasel, Peter și-a acoperit corpul cu noroi, iar zi și noapte a traversat poteci drumuri, pe care nu le puteau urma cai, până a găsit o colibă mică. Acolo a putut să-și trateze rănile și s-a odihnit puțin, pentru a-și recăpăta forța. De asemenea, a încercat să obțină ceva miere, cățărându-se în copac, în timp ce ardea ceva pentru a nu fi înțepat de albine. Dar, inconștient, i-a semnalat lui fasel locația lui cu ajutorul fumului și l-a condus pe acesta direct spre acel loc. În același timp, într-o mică așezare, un bărbat i-a spus soției lui Peter, numită Dodiene, că a fost vândută unui bărbat pe nume Fabian și va fi luată de lângă copiii. Femeia știa că nu poate face nimic să oprească asta, astfel a fost nevoită să se supună gardienilor. Peter a găsit o barcă micuță și și-a croit drumul prin laștină, a plecat din acel loc, pentru a nu fi găsit, dar urma pe care a lăsat-o acesta, l-a ajutat pe Fasel să-și dea seama cotero se îndreaptă. În interiorul păduri, Peter s-a întâlnit cu John, ce era nervos deoarece Peter l-a condus pe Fasel la ascunzătoarea lui, dar în mijlocul disputei, personajul principal i-a spus colegului său să-și acopere corpul cu ceapă, astfel câinii nu vor putea să-i adulmece. Dar John a crezut că acesta și-a pierdut mintea și l-a părăsit. Când aceștia au auzit câinii, Peter a decis să nu-l urmărească pe John și s-a ascuns în interiorul unui copac. Din nefericire, John ce se ascundea în copac a fost găsit de către câini, a fost împușcat și a căzut. Din ascunzătoarea lui, Peter a fost martor la cum Fasel l-a decapitat pe John. Dodiene era disperată să găsească o modalitate de a nu fi separată de copiii ei va chiar a îndrăznit să-și pună mâna într-o mașinărie și i-a ordonat fiicei sale să o pornească. Peter găsește o casă arzând, în mijlocul păduri. Suspecta un masacru al unor oameni ce susținea întreruperea sclavismului. Bărbatul a intrat în casă, iar după ce a aruncat o privire în jur, a găsit o fată pe moarte în living. Astfel, personajul principal a ascos o afară și a încercat să o trateze, dar dintr-o dată, oamenii lui Fasel l-au luat prin surprinde, iar fata a murit. Peter profită de oportunitate și se luptă cu oamenii lui Fasel, pe care îi învinge. Știind că Fasel se apropie de el, a luat arma unuia dintre cei pe care i-a doborât și s-a grăbit să plece de acolo. În timpul unei urmăriri, Peter reușește să-i împuște pe câinii lui Fasel. Pe scurt, personajul principal ajunge pe un câmp de luptă, unde își recapătă puterile printre cadavrele soldaților iar apoi fuge către trupele președintelui, ce luptau, dar din nefericire a fost imediat prins de Fasel. Înainte de a-l termina pe Peter, Fasel i-a oferit oportunitatea acestuia să implore pentru viața lui, dar datorită acțiunilor lui, unul din soldații lui Lincoln apare în spatele acestuia și îl împușcă pe Fasel. Capitanul Andre i-a urat bun venit lui Peter și imediat l-au dus pentru a primi tratament. După recuperare, Peter a fost întrebat de un ofițer: informații personale, la început acesta i-a rugat să fie dus acasă pentru a-și întâlni familia. Dar ofițerul i-a oferit bărbatului un loc pentru a lupta împotriva săcălavei, iar acesta acceptă. Se întâlnește din nou cu Gordon, ce a reușit să supraviețuiască urmăririi. Una din condițiile de a deveni soldat era să facă o poză așa că a mers într-o cameră pentru a face asta, iar fotograful a fost șocat de rănile de pe spate ale lui Peter. Armata lui Peter a fost imediat întâmpinată de bombe, iar în mijlocul luptei, Peter a fost aruncat de o explozie până când a căzut și și-a pierdut cunoștința. Câteva momente mai târziu, s-a trezit și a văzut trupele avansând către atacul inamicilor. De la distanță, Peter a țintit spre trăgătorii cu tun, pentru a nu mai face atâtea victime a încercat să ghicească situație și a luat măsuri pentru a distruge tunurile inamicilor. Războiul s-a sfârșit, iar armata lui Peter a câștigat. Câteva sate au fost eliberate de sâcălavie, inclusiv fabrica de bumbac, unde lucra Peter, iar în mijlocul mulțimii, personajul principal își căuta soția și copii. În final îi întâlnește și îi îmbrățișează. Peter și-a ținut promisiunea și a obținut cel mai frumos moment pe care l-a plătit cu suferință și lacrimi.